Ce face de fapt guvernul PSD-ALDE? Într-un mod populist și nesustenabil economic, pentru că pensiile, să ne înțelegem, pot să crească doar dacă crește economia. PSD-ALDE ce a făcut în ultimul an și jumătate pentru creșterea economică? Nimic. Noroc că facem parte din Uniunea Europeană și acolo există o creștere economică care nu ni se datorează și care ne trage odată cu ea. Avem o politică, adică, din păcate, prociclică. Ce înseamnă? Atunci când suntem pe creștere economică, cheltuim, cheltuim, cheltuim. N-am învățat nimic din lecția anilor 2007 și 2008. Promisiuni neacoperite, din păcate, de bani în buget. Să ne înțelegem, România are un deficit bugetar anual egal cu deficitul fondului de pensii. Este imens și se va mări. În anul 2032 va ajunge un angajat să susțină 2,5 pensionari. Cum poate crede cineva că în asemenea condiții se pot dubla pensiile? Astea sunt promisiuni fantasmagorice.